Cred că am putea foarte frumos să-i spunem aceste emisiuni: un reghinean face carieră la Târgu Mureș, deși ar putea face carieră oriunde în lumea aceasta. Ai o meserie foarte interesantă care în orice moment te-ar putea propulsa în orice colț al lumii. Concret, Sebastian Pui, cu ce te ocupi tu de fapt? Da, salut Marcela, îți mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vă vorbi despre ceea ce este generația tinerilor europeni. Cum ca o scurtă prezentare, sunt Sebi pe scurt, pentru toți prietenii și pentru toate cunoștințele. Sunt un tânăr care îmi place să mă caracterizez activ. Îmi place să mă implic în cât mai multe lucruri, indiferent de ceea ce presupune asta. Ca și profesie, lucrez în domeniul IT. Am o carieră de mai bine de 3 ani de când am intrat în piața muncii și activez acolo. Îmi place, deși am avut momente în care eram mai inclinat spre partea de automatizări. Până la urmă, mi-am dat seama că mă definește zona IT în care îmi place să activez. În câteva cuvinte, care ar fi de fapt diferența dintre cele două? Diferența este destul de mare. Eu oricum eram înclinat spre o parte de automatizări, partea automaticii înclinate, combinate cu informatica. Nu lăsam chiar deloc partea informatică. Dar am dat seama până la urmă că domeniul în care sunt acum de IT, programare, fac programare, sunt web developer până la urmă, îmi place mult mai mult și munca asta de colectiv, tot timpul se lucrează într-o echipă, tot timpul apar probleme și cineva vine să te salveze sau chiar tu ești salvator. Este ceva care îmi place să fac și asta aș vrea să fac și în continuare. Îmi place la tine faptul că pe lângă acest job ți-ai mai luat unul, să spunem că este un job, da. Acela de a te implica în acțiuni pentru comunitate. Da. Nu l-aș numi chiar job. Deși ar părea că de multe ori timpul alocat asociației pe care o reprezint, este vorba despre generația tinerilor europeni, este mult mai mare ca și ore în weekend-uri sau timpul liber. Sunt perioade în când îl dedic tot asociației, împreună cu alți prieteni, cu alți fondatori sau simpli membri ai asociației. Ne place să facem lucrul ăsta, nu ne obligă nimeni, nu avem absolut niciun interes financiar. Până la urmă, generația tinerilor europeni este o organizație neguvernamentală non-profit. Nu urmărim să avem niciun beneficiu financiar. Singurele noastre țeluri sunt să reușim să punem și noi umerii la consolidarea societății civile, să reușim poate să participăm și noi la dezvoltarea comunității locale. Vrem să ne implicăm fără niciun beneficiu. Când ați început și ce v-a determinat să creați această organizație? Da. Generația Tinerilor Europeni este un ONG, pe scurt, destul de nou înființat. Este destul de recent. Pot să spun că doar în urmă cu câțiva ani eram un grup de prieteni, un grup de tineri activ care doream să ne implicăm mai mult în comunitate. Simțeam că putem face lucrul ăsta, dar nu aveam o formă mai organizată. Bineînțeles, erau și alte ONG-uri, dar parcă vroiam ceva să fie al nostru. Să fim noi cei care putem lua o decizie, să fim noi cei care putem crea ceva în orice moment. Și toate aceste idei pe care le aveam, coroborate cu toată energia pe care o aveam în momentul acela, au pus bazele generației tinerilor europeni. Un prieten a venit cu numele, am lucrat la statut împreună, am avut și persoane care, deși nu au dorit să se implice ca fondator, ne-au sprijinit foarte mult în documentație, în toate actele care au fost necesare, toată birocrația până la urmă. Și apoi am început timid, probabil, activitatea noastră și acțiunile. Care a fost prima acțiune? Prima acțiune, rețin că încă nu eram foarte bine organizați, eram totuși în febra asta pregătirilor, organizărilor, știam cum vrem să fie, vreau să avem multe departamente, să vedem. Și a apărut situația ciudată, situația de scindare a Universității UMF Târgu Mureș. Când i s-a părut o mare nedreptate ce se întâmplă acolo, scindarea până la urmă era făcută pe criterii exterioare mediului academic și nu am ezitat nicio clipă să luăm niște poziții publice,
am apărut atunci cu niște comunicate de presă în toată presa locală, prin care ne manifestam până la urmă dezamăgirea și neaprobarea față de aceste măsuri. Au avut succes până la urmă, am ieșit în două rânduri cu ele, au avut succes. Era chiar așa un prim elan care l-am avut când încă nici nu eram bine organizați. Dar a fost de succes. A fost receptivă opinia publică la mesajul nostru? Da, am avut multe comentarii, chiar în anumite ziare județene am avut multe comentarii pe tema asta, la articole, am avut chiar și mail-uri venite pe Facebook, mesaje, erau, lumea a fost receptivă. Situația mi s-a părut foarte simplă. Nu erau persoane care erau la mijloc. Erau și de acord și... Nu, ori erai de acord cu situația, ori nu erai de acord. Așa am perceput eu situația până la urmă. Cine sunt membrii organizației? În principal, membrii organizației sunt tineri studenți, în Târgu Mureș. Acolo avem o comunitate de studenți destul de mare. Ei sunt cei mai receptivi mesajelor noastre, ei sunt cei care până acum am văzut că vă se implice cel mai mult. Asta nu înseamnă că nu avem și tineri din Reghin care se implică, tineri elevi, indiferent de unde sunt, absolvenți, oameni care lucrează în diferite domenii de activitate, nu este un criteriu la noi în organizație domeniul de activitate, putem să construim ceva în jur la orice. În principal, cam așa. Dacă ar fi să vedem un pic membrii fondatori, cred că majoritatea am fi ingineri. Cam încolo ne încadrăm. Dar avem și economiști, avem și persoane din alte domenii de activitate. Aș spune că cea mai cunoscută acțiune a voastră, pentru că a implicat, am impresia, cel mai mare număr de persoane, ar fi cea de ecologizare. Da. Pe de o parte, ca și implicare directă a tinerilor, voluntariatul până la urmă, da, a fost cea de ecologizare în care benevol s-au implicat, au venit la muncă cea mai mare parte din tinerii pe care i-am apelat. Concret, ce ați făcut? Ca și ecologizare, vreau să vorbesc despre două acțiuni. Este prima acțiune cu care am început, susținere campaniei Let's Do It România, a fost organizată în Târgu Mureș, ne-am decis să susținem. Nu am vrut să mergem niciodată pe de, haideți să inventăm noi acțiuni. Sunt atâtea acțiuni deja renumite la nivel național, la nivel internațional, care au prins. Nu aveam de ce să creăm noi o nouă acțiune. Atunci ne-am alăturat unei astfel de mișcări. Și cu Let's Do It România ne-am manifestat total interesul, am discutat cu structura care se ocupa pe județul Mureș, au fost bucuroși, bineînțeles, toată partea, generația tinerilor europene a contribuit cu cât a putut, noi ne-am asigurat transport, ne-am asigurat stații de gunoi, mănușile, absolut tot ce a fost necesar, nu au trebuit să ne ofere și nouă, pentru că oricum se descurcau și ei destul de greu, că era vorba despre o acțiune de masă. Și am participat atunci cu un număr destul de important de tineri. Ne-am chiar ales o zonă destul de dificilă unde aveam ce lucra. A fost interesant. Și după aceea, bineînțeles, o scurtă distracție între noi. Iar a doua acțiune de pe domeniul acesta, pe domeniul mediului, a fost acțiunea de anul trecut despre Plantăm Fapte Bune în România. Iar o inițiativă de mare succes, care îmi place și care se pare că a prins foarte bine în România. Atunci ne-am alăturat din nou aceste mișcări, am făcut un parteneriat, le-am spus că o să-i susținem din toate punctele de vedere, o să venim cu membrii asociației, o să venim cu tineri, o să facem publică acțiunea și să încercăm să o mediatizăm. Și pe lângă asta, bineînțeles, o să ne asigurăm noi transporturile, era vorba de localitatea Tăureni și ce avem nevoie. Ei s-au bucurat că erau tot așa, erau niște tineri care căutau, toată ziua umblau după sponsorizări să caute, până la urmă, că interesul era destul de mare, dar trebuia să aibă fondurile, să le ofere la toți oamenii care... Dar spre bucuria noastră au reușit și ei să strângă, i-am ajutat și noi... când ne-a fost cerut ajutorul și... Da, a avut un succes. Acțiunea Plantăm Fapte Bune, țin minte, știu că ați fost și voi atunci,
Țin minte că am avut un ghinion destul de mare. A fost o vreme extraordinar de rea, chiar în acea dimineață când aveam planurile să plantăm și am era într-o zonă defavorizată se făcea plantarea și a venit o ploaie foarte mare. A trebuit să stopăm după câteva ori, a trebuit să oprim toate lucrările, nu s-a mai putut continua urmând. Dar targetul a fost îndeplinit de 70-80%, era vorba. Totuși am avut o scurtă perioadă în care toți am lucrat intens, ne-am dus cu energie, ne-am dus entuziasmați și am început din forță. Am reușit să ne atingem aproape targetul. Fiind vorba de tineri, cu siguranță este și distracție la mijloc. Acum întrebarea mea este cum reușiți voi să îmbinați munca cu distracția? Da, am avut și petreceri ale asociației organizate, mai puține într-adevăr, care să aibă strict tema distracției. Da, am avut organizate la Târgu Mureș câteva astfel de petreceri, dar în principal încercăm să le combinăm, să fie și ceva util, ceva practic pentru persoanele care ni se alătură și bineînțeles să fie și o distracție, că până la urmă ajungem la un nivel în care tinerilor adresându-le doar cu o seriozitate maximă, până la urmă o să-i pierzi. Vin, da, interesați la început, dar îi vei pierde. Trebuie să reușești să combinezi. Și asta am și făcut și la acțiunile care le-am văzut. Le-am mai avut de pregătire, programele de pregătire oferite de generația tinerilor europeni pentru tineret. Îmbinam, chiar cred că am reușit o îmbinare perfectă între ce însemna partea de acumulare, partea de pregătire a tinerilor și partea de distracție. Cu jocul de team building, cu chiefuri, le-am asigurat sonorizarea. A fost, zic, perfect. Da. Despre ce v-am vorbit acum, este vorba de proiectul inițiat de GTE pe scurt, Generația Tinerilor Europeni. Ești tânăr, fii pregătit. Am demarat un proiect cu acest nume, care are mai multe teme. În momentul de față pregătim ediția aceea. Dar să vorbim despre prima ediție, care a avut ca temă fonduri europene pentru tineri europeni. Era vorba despre niște sesiuni de pregătire pe domeniul fondurilor europene. Nu vreau să intrăm în amănunte neapărat. Vreau doar să oferim tinerilor o bază. Unde trebuie să ajungi dacă vrei să accesezi niște fonduri, care sunt pașii, care sunt criteriile și așa mai departe. Vreau ca ei nu erau neapărat din domeniul economic. Erau tineri studenți care erau chiar din toate domeniile. Și atunci am vrut să le asigurăm un minim de cunoștințe cu mai multe sesiuni de pregătire, cu nevoia de implicare, nevoile de accesare. Iar după ce aceste sesiuni s-au terminat, am organizat să vedem până la urmă, putem zice, ca o evaluare. Toți participanții au fost împărțiți în grupuri și au avut de construit un proiect european. Și o comisie apoi le-a evaluat. Fiecare a avut de susținut proiectul, a avut de făcut o prezentare alături de documentație și câteva ore au fost doar prezentări. Am rămas și noi uimiți cu câtă seriozitate au tratat aceste lucruri și cât de mult s-au implicat. Ei, până la urmă, eram la Sovata, era foarte frumos acolo, dar toți stăteau închiși în cameră sau pe la mese, vedeai, lucrând. Era ambiția mai mult de a câștiga, până la urmă. Da, a fost un singur câștigător, dar cu toții au apreciat acest lucru, le-a plăcut. Și, bineînțeles, apoi a fost recompensa. A avut un chef, a fost extraordinar. Ediția a doua, pe ce tema ați? Da, în ediția a doua, am vrut să le oferim tinerilor o bază despre ceea ce înseamnă statul român. Ne-am gândit să organizăm, să vedem forma de organizare a statului român. Cum funcționează parlamentul? Ce înseamnă un parlament bicameral? Cum funcționează cele două camere din parlament? Care este rolul președintelui până la urmă în țară? Ce poate și ce nu poate să facă? Și vreau, pentru că am observat că este un deficit de informare. Deși avem toată documentația la dispoziție, acum pe internet găsim absolut orice, este așa de mult încât nu mai știi de unde să o iei. Ai prea multă. Și atunci
Ne-am gândit să organizăm niște sesiuni de prezentare în care să le oferim această informație, tot așa, de bază, pe cât mai bine structurată să fie. Da, din nou, a avut un real succes. Acum am organizat acțiunea la Ibănești. Timpul a fost favorabil, toate condițiile au fost super. Felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumesc. Și succes în continuare, neapărat. Trebuie să ținem legătura, îți propun deja de pe da, să ne mai întâlnim. Da, cu siguranță voi veni ori de câte ori voi fi invitat. Vă mulțumesc și eu.